Preasfințitul părinte Ioachim Băcăuanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va resfinți duminică Biserica Sfântul Nicolae din Buhuș. În ultimii ani, locașul de închinăciune a fost supus unor reparații atât la interior cât și la exterior. Cu acest prilej, vineri va ajunge de la Catedrala Arhiepiscopală din Roman, racla în care se află moaștele mai multor sfinți ai bisericii noastre și un veșmânt al sfintei cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. Mai multe detalii despre acest eveniment aflăm din interviul următor realizat de colegul nostru Constantin Ciofu de la ziarul Lumina, ediția de Moldova, care a stat de vorbă cu părintele paroh Vasile Cozma. La sfârșitul lunii septembrie, mai precis pe data de 28 septembrie 2014, Biserica Sfântul Nicolae din Buhuș va fi resfințită de Preasfințitul Părinte Ioachim Băcăuanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Stăm de vorbă cu părintele paroh Vasile Cozma, care este și protopop al protopopiatului Buhuș, pe care rugăm să ne spună câteva cuvinte despre istoricul acestui sfânt răcaș care a reînviat prin lucrările care s-au desfășurat în ultima vreme, lucrări care vor fi încununate cu slujba de sfințire. Așadar, ne aflăm în Catedrala Sfântul Nicolae, Catedrala orașului Buhuș și biserica, zicem noi, cea mai reprezentativă a protopopiatului nostru. După cum a spus și dumneavoastră, pe 28 septembrie se va încununa munca și strădania noastră depusă timp de 2 ani și jumătate, muncă pe care, iată, ne așteptăm ca să fie încununată cu succes și cu bucurie și să ne bucurăm cu toții de această mare, mare realizare a noastră. Lucrările la această catedrală au început în 1930 și s-au finalizat în 1947. Mai exact, pe data de 6 iulie 1947, a avut loc sfințirea Bisericii a Catedralei Sfântul Nicolae din Buhuș. A fost și la vremea aceea un eveniment și un moment important pentru buhușeni, pentru că trebuie să spunem două lucruri importante legate de acel eveniment. În primul rând că, iată, cu o seară înainte, cu o zi înainte, au fost aduse în procesiune aici la biserica noastră moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva de către viitorul patriarh Teoctist Arăpașu, pe atunci mare eclesiarh la Mitropolia din Iași. Și al doilea lucru important pe care trebuie să-l scoatem în evidență este faptul că la această biserică, în 1947, pe 6 iulie, după cum am zis, la sfințirea ei, au participat doi viitori patriarhi. Este vorba despre Justinian Vasluianul, care atunci era vicar la Mitropolia Moldovei și Sucevei, și după cum am spus, Teoctist Arăpașu, exarh mare la Mitropolia din Iași. E bine, iată, anii au trecut și în decursul timpului s-au mai făcut lucrări în ce privește acoperișul, în ce privește exteriorul bisericii, însă o lucrare de asemenea învergură nu s-a făcut până acum. Lucrările ample de restaurare, atât în interior cât și în exterior, au început în ianuarie 2012, prin restaurarea picturii în interior, prin reconfigurarea, ca să spunem așa, intrării în biserică și placarea scărilor cu marmură. După aceea s-a placat interiorul bisericii cu marmură, s-a refăcut încălzirea centrală, s-au schimbat geamurile și tâmplăria, s-a făcut o anexă, o veșmântărie care este foarte utilă, foarte necesară, s-a construit o nouă sfântă masă, cea mai mare contribuție financiară, dacă vreți, la munca noastră, la realizarea acestor lucrări, au avut-o și au adus-o credincioșii din orașul nostru. Ne-au mai sprijinit și autoritățile locale. Avem astăzi o biserică ce arată ca o mireasă, împodobită cu pictura de acum peste jumătate de secol, dar și cu pictură, să zicem, adăugată în ultima vreme, această pictură fiind necesară în urma deteriorării pe alocuri. Spuneți-ne câteva cuvinte despre această frumoasă lucrare, pentru că credincioșii, dar în momentul în care vor intra, mă refer la credincioșii din afara parohiei, vor avea impresia că privesc la o pictură nouă. Dar pictura, într-adevăr, a fost executată la vremea respectivă de către pictorul Irimescu și doar noi am restaurat pictura veche. Refacerea, restaurarea picturii s-a făcut de către pictorul Roșcan Aurel de la Galați. Zicem noi că în mare parte au reușit. Și dacă tot veni vorba de pictură, vreau să vă spun că cea mai importantă e catapeteasma, care s-a păstrat intactă, doar cu mici intervenții și care, zic eu, că este de o frumusețe rară, pictată de același pictor Irimescu. Și mai vreau să adaug ceva. În
tot acest proces al nostru amplu de restaurare și n-a fost ușor, sprijinul important l-am avut din partea episcopului nostru, preasfințitul episcop Ioachim Băcăuanul, care ne-a vizitat în dese rânduri aici, deseori a venit și, de ce să nu spunem, mare, mare contribuție are, pentru că nu ne pricepeam întru totul, nu știam exact în detaliu, în amănunt, însă dânsul, cu experiența care o are și cu pricepere de care dă dovadă, ne-a sfătuit și ne-a îndrumat în toată lucrarea noastră, zic eu, destul de importantă. Preacucerințe Părinte, vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre momentul Sfințirii. Care va fi programul din ziua Sfințirii? Mă refer la programul liturgic, atât din seara zilei de sâmbătă, cât și la programul zilei de duminică. Da, pentru un asemenea eveniment, bineînțeles că noi ne-am pregătit și ne pregătim în continuare. Însă vreau să vă anunț că vineri, deci înainte de Sfințire, cu binecuvântarea episcopului nostru, preasfințitul episcop Ioachim Băcăuanul, va fi adusă racla cu Sfintele Maște de la Catedrala Arhiepiscopală, va fi adus un veșmânt al cuvioasei Paraschiva, pe vineri seara va fi slujbă de priveghere, sâmbătă dimineața se va oficia Sfânta Liturghie, pe cuprinsul zilei de sâmbătă, de asemenea vor avea loc slujbe și rugăciune aici la catedrală și sâmbătă noapte din nou priveghere, pentru ca duminică în ziua propriu-zisă să fim pregătiți și din punct de vedere sufletește, într-un duh, zic eu, al rugăciunii și al comuniunii, de a primi această mare, mare, mare binecuvântare și această mare, mare zi, care este ziua Sfințirii, ziua târnosirii catedralei noastre. Preacucerințe Părinte, vă mulțumim tare mult și vă dorim o sărbătoare frumoasă în ziua Sfințirii și în zilele premergătoare acestei zile importante pentru parohia Sfântul Nicolae din Buhuș. Vă mulțumesc tare mult și vă mulțumesc și pentru faptul că, iată, ați binevoit să înregistrați câteva cuvinte cu oarecare emoție, zic eu, dar cu, în același timp, cu mare bucurie, pentru că dacă e să mă întrebați, cred că cuvântul de ordine în această perioadă este bucuria și emoția firească pentru un asemenea eveniment. Vă mulțumesc tare mult! Am ascultat un interviu realizat de colegul nostru Constantin Ciofu de la ziarul Lumina, ediția de Moldova, cu părintele Vasile Cosma, parohul Bisericii Sfântul Nicolae din Buhuș. Mare ești!